Pastorul american James Merritt, în vârstă de 69 de ani, a spus într-una dintre cuvântările sale: scopul principal al citirii Bibliei nu este de a o ști pe de rost, ci de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă simt onorat să vă fiu aproape și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube. Vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau podcast. Pentru că suntem o echipă în proiectul media Taine din Scripturi, suntem gata să primim mesaje din partea dumneavoastră ori de câte ori ni le scrieți. Pentru ocazia de față, am selectat gândul transmis către noi de doamna Ioana Mogoșanu, care ne-a scris pe Facebook. Dumnea ei ne spune așa: Taine din Scripturi este o emisiune cu teme deosebit de profunde. Sunt copleșită de răspunsurile pline de conținut și înțelepte ale invitaților pe care Dumnezeu i-a ales și i-a pus la locul potrivit. Vă mulțumim pentru fiecare mesaj pe care ne-l scrieți, ne responsabilizează. Alături de mine în această ocazie sunt, pe de o parte, pastorul Lucian Cristescu, pe care îl salut, mă bucur să fim din nou împreună. Mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, pastorul Daniel Brânzan, mă bucur să te salut, Dan. Doamne ajută! Începem ediția din ocazia de față prin aceeași rubrică consacrată deja, întrebarea ta. Domnul Predi Ianoși ne-a scris întrebându-ne: spiritismul poate îmbrăca și hainele meditației spirituale, rugăciunii contemplative și muzicii ritmate? Spiritismul a luat o formă cu totul specială prin contemplarea iezuită. Și anume, atunci, de fapt, nu numai mișcarea aceasta iezuită, ci în hinduism, în yoga, vidarea minții, lăsarea gândurilor și a lăuntrului nostru lipsit de orice fel de act voluntar sau alegere, este o invitație pentru cel rău. Iar cel rău se manifestă în multe feluri, categoric. Inclusiv acelea pe care le-a punctat telespectatorul nostru. Adică? Adică muzică ritmată, meditație, rugăciuni contemplative. Muzica ritmată, deci meditație merge cu muzica New Age, nu cu muzica ritmată. Muzica ritmată induce altceva, o răscolire a hormonilor, dacă vrei, a violențe, agresivități din om. De aceea cei care stau la un concert rock nu meditează, ci dau din mâini, urlă și fac altele. Dar tot este o formă prin care cel rău manipulează omul. Meditația spirituală poate fi inclusă în contextul acesta? Da, al spiritismului? Din păcate există un curent, mai ales în străinătate, de unde vine și la noi, în America, și anume dezvoltare spirituală sau discipline spirituale, care seamănă cu cele ale lui Ignațiu de Loyola, părintele iezuiților, și anume, oamenii vor o revelație subiectivă a lui Dumnezeu, surclasând astfel revelația obiectivă. Eu nu cred că experiențele spirituale sunt definitorii, ci Scriptura, și doar pe Scriptură putem construi celelalte. Ca de fiecare dată, vă rog și acum să ne adresați întrebări, să ne lăsați comentarii publice sau în privat, pe YouTube sau pe Facebook. Scrieți-ne motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră și, de asemenea, vă rugăm să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Dacă doriți să studiem, să aprofundăm Biblia, vă rugăm din toată inima să ne faceți cunoscut dorința dumneavoastră la 0751 400 300. Precizez și cu ocazia de față că emisiunea Taine din Scripturi este înregistrată și, din păcate, nu vă putem răspunde în timp real dilemelor pe care ni le transmiteți. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție ne va fi introdus de către colegul nostru Răzvan Lup prin rubrica Argument. Puțin știu că o cauză principală a potopului de pe vremea lui Noe a fost legată de schimbările majore din familii. Motivul pentru care Dumnezeu a tras concluzia că lumea are nevoie de un restart este înregistrat în Biblie. A avut loc o schimbare fundamentală de perspectivă asupra căsătoriei. Omenirea a alterat parteneriatul gândit de Dumnezeu pentru Adam și Eva.
bărbații au devenit abuzivi, căutând legături bazate pe capriciu și nu pe valori. Frumusețea a fost vânată cu prețul spiritualității la un nivel atât de general, încât culturile care mențineau familia tradițională, cea edenică, au fost amenințate cu dispariția. Poligamia a luat avânt și a lansat un curent care a reînviat la scurt timp după potop. La acestea s-au adăugat agresivitatea și violurile. Din nefericire, nimeni nu a avut capacitatea să oprească tendințele în creștere. Singura soluție a fost extinția speciei umane, cu excepția a 4 familii tradiționale. Sfânta Scriptură prevede că în apropierea întoarcerii lui Iisus Hristos, păcatul se va înmulți ca în vremurile lui Lot și a lui Noe. Lot trăia într-o cultură urbană unde homosexualitatea era normală. Din cetatea lui Lot a supraviețuit doar o familie tradițională, dar incompletă, fără mamă. Tatăl, Lot, cel scos ca un tăciune din focul Sodomei, a fost victima unui incest. La scurt timp, cele două fiice ale sale, necăsătorite, au profitat de el îmbătându-l pentru intimitate sexuală. În acest fel s-a perpetuat această familie, iar cele două fiice au dobândit urmași fără să aibă soți sau concubini. Dovadă că lumea se strică din ce în ce mai mult. Aduc înaintea dumneavoastră declarația lui Iosua din capitolul 24, versetul 15, ultima parte. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Oare mai este posibil ca astăzi familia să urmeze îndeaproape principiile părinților? Trăind timpuri în care la nivel mondial totul pare că se resetează, familia biblică va mai reuși să stea în picioare? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Lucian Cristescu și Daniel Brânzan. Stimați colegi, ce înseamnă familie din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, familia este o mulțime de oameni atât de mare încât n-ai timp să o cunoști în viața asta pe toată. De fapt, Biblia spune că atunci când cineva murea, era adăugat la familia lui, adică la părinții lui. Fiind oameni, suntem în familia omenească și în familia îngerească, suntem în această mare comunitate pe care n-apucăm să o cunoaștem, dar la modul restrictiv și ideal. O familie, din punctul de vedere al Bibliei, este formată din doi părinți, așa este mai bine pentru copii, doi părinți și copii, obligatoriu. Și citesc din Psalmul 128, ferice de oricine se teme de Domnul, atunci ești fericit și îți merge bine, nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale, de asta ziceam de copii, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Dacă o familie nu are copii, înseamnă că nu poate fi, mă rog, dacă doi soți nu au copii, înseamnă că ei nu pot fi considerați ca fiind o familie? Nici de cum. Răspunsul e dat. Ce criterii ar trebui să îndeplinească un bărbat și o femeie pentru a fi cu adevărat o familie? Legea ar spune să aibă peste 18 ani și atât. Însă este cea mai insuficientă definiție, aș putea spune. E nevoie de maturitate și nu întâmplător e bine ca nu patima să împingă doi tineri într-o asociere care se va dovedi până la urmă defectuoasă, toxică, negresată, ci maturitatea și alegerea universului spiritual, a idealurilor comune, a completării temperamentale și a felului de a fi specific. Deci, cred că aceasta este condiția fundamentală să ne temem de Dumnezeu și atunci ne aliniem totdeauna la Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă sunt aspecte, asperități care nu-mi convin, nu sunt motive de divorț, spunea cineva. Nu există motiv de divorț, ci doar motiv de pocăință. Foarte frumoasă exprimare. Nu-i de la mine, citez. Un bărbat și o femeie devin o familie când devin una. Și pentru asta nu e doar nevoie să citești și să faci ce spune Cântarea Cântărilor. Unitatea asta emoțională este ceva care se construiește în timp și care este destul de greu de atins. Spuneți dumneavoastră despre vârsta de 18 ani, lucrul acesta cere statul. Există totuși, din punct de vedere, nu știu, al maturității spirituale, psihologice, un segment de vârstă care ar fi mai aproape de ideal pentru ca doi oameni să poată să întemeieze o familie? Statistica spune că o fată ar trebui să aibă cel puțin 20 de ani, iar un bărbat cam 23 de ani,
când au ieșit din călduri, adică din dragostea hormonală, și ajung să acceseze nivelurile superioare ale relației, ale completării sufletești, ale idealurilor. Iar aceasta este minim. Și se mai recomandă încă ca între bărbat și femeie să fie minim, adică între 3 și 8 ani bărbatul să fie mai mare, pentru că femeia e mai coaptă, are un dar special, e dotată superior cu o inteligență specifică, de aceea la 20 de ani deja echivalează un bărbat la 22-23. Biblia spune că la 20 de ani un băiat devenea bărbat și era apt să fie înscris în serviciu militar, deci vârsta maturității în Biblie pentru bărbați este undeva la 20 de ani. Pe vremea aceea. Pe vremea aceea, bineînțeles. Acum lucrurile s-au mai... Nu a spune asta, iartă-mă, pentru că în noi creșterea se oprește după 20 de ani. La 21. Poate chiar mai târziu. Deci, dacă noi încă mai creștem și ne dezvoltăm, înseamnă că încă n-am atins maturitatea. Am citit din cărți de biologie spirituale că dezvoltarea noastră, creșterea este pe unitatea de 7 ani. 7 ani de acasă, 14 ani buletinul, 21 încheierea fizică și 28 maturitatea de plină. Și probabil că are un adevăr și aici. Noi suntem maturi. Cel puțin așa. Da. Așa ne place să credem. Sigur. Vă reamintesc că aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți, scrieți-ne la 0751 400 300, dilemele dumneavoastră, comentariile pe care le aveți față de subiectul pe care îl dezbatem în ocazia de față. Vorbim despre familie și despre ce înseamnă familia în societatea de astăzi. Merg spre Geneza, capitolul 4, versetul 19, unde citesc așa: Lameh și-a luat 2 neveste. În 1 Împărați 11 cu 1 și 3 citesc: Împăratul Solomon a iubit multe femei. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare. Citind aceste versete, pare că Dumnezeu acceptă poligamia. Avem acordul Scripturii pentru a avea mai mulți soți? Biblia nu este un tabel al voii pure, complete a lui Dumnezeu, ci este istoria omului în căderea lui și în revenirea lui la standardul dorit de Dumnezeu. La început a fost un bărbat și o femeie. După aceea a venit păcatul și găsim Lameh, găsim apoi cu Solomon, cu nebunia lui, și ne întoarcem sau continuăm drumul ascendent spre Noul Testament, unde Pavel spune foarte clar, ca dovadă că era și atunci poligamie, cel diacon sau prezbitul să fie bărbatul unei singure neveste. Iar acest lucru ar trebui să ne scoată din cantonarea în cultura specifică a antichității precreștine. Atunci au fost, deci poligamia merge mână în mână cu sclavia, merge mână în mână cu sabia, deci cu principiul răzbunării. Eu cred că trebuie să luăm pe toate la oaltă, nu doar una. Și dacă ne dăm seama că poligamia aceea îngăduită, pentru că Dumnezeu dă libertate omului, îngăduită la data aceea, nu este normă pentru cei care avem lumina întregii Scripturi. Nu știu care poligamie este mai dezastruoasă, cea din Vechiul Testament, în care un bărbat avea mai multe femei și mai multe femei aveau același bărbat, sau poligamia asta invizibilă, care este astăzi în lume, și în care un bărbat se culcă cu mai multe femei și mai multe femei se culcă cu mai mulți bărbați. Adică între cele două este clar că asta din Biblie e la o treaptă superioară. Dar totuși legile de astăzi nu permit, legile statului, și bine fac asta, nu permit ca un bărbat să aibă mai multe femei. Deci n-ar fi după Biblie, pentru că Noul Testament spune respectă legile statului, respectă autoritatea. Dă cezarului ce al cezarului. Am găsit o hartă a țărilor unde poligamia este acceptată, legal, unde este îngăduită, nelegal, dar îngăduită, și unde nu este permisă. Și o să veți fi surprinși că în statele arabe poligamia este admisă legal, în Rusia cea mare este îngăduită, fără a avea un statut legal. Și un lucru și mai dureros este, pentru că suntem la hărți, incestul este în nenumărate țări aprobat din punct de vedere legal sau îngăduit. E
teribil. Tot așa am harta. Foarte interesant ceea ce spuneți. La un moment dat, tu, Dan, ai zis despre faptul că există astăzi o poligamie nevăzută. Cum este ea percepută de către Scriptură? Păi, definiția familiei după Biblie este un bărbat și o femeie care devin un singur trup. Și unirea asta se realizează în mult timp, în ani de zile. Tot ceea ce este în afara acestei definiții este păcat. Categoric nu există niciun fel de excepție. Vă dau un caz. Soția, accident de mașină, paralizată de la gât în jos. Bărbatul, 30 de ani, în floarea vârstei, inevitabil între cei doi nu mai pot avea loc raporturi intime de familie. Îngăduie Biblia, există excepție de la regulă pentru ca soțul respectiv să poată să-și satisfacă nevoile acestea hormonale, sexuale, în afara căsătoriei? Cineva ar putea spune că n-am eu dreptul să răspund pentru că nu sunt în această situație, dar spun categoric, depinde totul de dragostea pe care o am față de acel suflet. Dacă eu iubesc pe soția mea așa cum e, voi rămâne credincios ei, chiar dacă va fi nevoie, ca înainte de căsătorie, pentru că eu nu mi-am cunoscut altă femeie decât pe soția mea. Nu m-am atins de nimeni. Și asta, Dumnezeu să fie lăudat, există capacități motivate de dragoste ca să tundă orice fel de lăstar, de curvie sau prea curvie. E și o chestiune de onoare dacă ai promis soției tale, când, mă rog, miresei tale, că o să o iubești și la bine și la rău și asta, la boală și la sănătate, ar trebui să te ții de cuvânt, nu? Asta e. Nu ești animal, ești om. Ai butoanele. Întotdeauna pornirile acestea sexuale ar trebui să fie bine ținute în frâu de către rațiune, nu? Dirijate. Acesta este cuvântul. Conform Scripturii, care este raportul sănătos al relațiilor dintre soți? Da. Vă invitați unul pe celălalt, ca într-o familie armonioasă, nu? Cei doi soți, conform Scripturii, sunt egali. Egali ca valoare și asta este foarte important de spus. Tot conform Scripturilor, Apostolul Pavel zice că femeia a fost făcută pentru bărbat. Și aici ar fi un rol utilitarist. Adică zice apostolul, nu femeia a fost întâi, ci bărbatul a fost întâi. Și mai spune că femeia a fost făcută pentru bărbat și nu invers. Și de aici apostolul mai departe derivă o relație de subordonare. Adică zice, din cauza asta, femeile trebuie să fie supuse bărbaților. După cum copiii sunt supuși părinților, după cum angajații... Exact, în Efeseni 5:24 citim așa, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Da. Da. Și înainte de a continua domnul profesor, aș spune că ce am zis mai devreme, egalitatea între soți și subordonarea asta recomandată de Biblie, nu sunt chestiuni care se exclud, ci se completează. Pentru că a fi subordonat cuiva nu înseamnă că sunt inferior. Interesant ce spui, dar mi-ar plăcea să traducem în mod concret exprimarea ta. Reiau exact ultima frază a lui Dan. Suntem egali, dar nu identici. Egalitatea pentru mulți însemnează identitate. Adică suntem copii, nu suntem copii. Dacă el este militar, eu vreau să fiu militariță. Dacă el este, știu, zugrav, eu vreau să fiu zugraviță. Nu, nu cred. Cred că există fiecăruia, Dumnezeu i-a dat un rol specific. În familie sunt roluri și femeia diferă de bărbat. Diferă atât în privința structurii osoase, a cuantumului de sânge, are un litru de sânge mai puțin decât bărbatul. Are creierul construit altfel, deci se numește dimorfism. Oare atunci când spui sunt egali, trebuie să adaugi nu și identici. Iar identitățile diferite creează roluri diferite. Și eu cred că chiar dacă n-ar fi fost căderea în păcat, rolurile ar fi fost diferite. Și bărbatul este omul care reprezintă autoritatea și forța în afară, iar mama, femeia, este cea care dăruiește izvorul dragostei înăuntru. Deci sunt două zone, două câmpuri de aplicare distincte. El aduce securitatea, nu? Banul, brațul, ocrotirea, ia dragostea și înfășoară totul în iubire. Și atunci sigur că trebuie să ne gândim că rolurile acestea, ca în orice instituție sau ca într-o mașinărie,
sunt puse pe paliere distincte. Adică unul este mai înalt decât celălalt. Nu mai înalt, mai împovărat de răspundere. Da? Acestea ar fi excepțiile de la regula despre care vorbim că se aplică, și anume a egalității, acestea care egalitatea ne-a creat lui Dumnezeu. Dar excepțiile sunt rolurile pe care fiecare le îndeplinește în cadrul familiei. Nu sunt excepții. În cadrul egalității, cum s-a spus mai înainte, avem roluri diferite. Într-un submarin, unui capitan, altul este cârmaș, altul motorist și fiecare e vital pentru ceilalți. Deci sunt roluri. Sigur, ai deschis Biblia, dorești să citești ceva în momentul de față? În Deuteronom 21:1 citim: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână să-i dea drumul din casa lui. Cum traducem expresia din versetul 1 din Deuteronom 21, expresia ceva rușinos, este, pentru care ar putea cineva să primească o carte de despărțire? Este 24 pentru cine vrea să 24 capitolul. Capitolul 24:1. Te rog. Păi aici se spune că legea prevedea un motiv pentru divorț. Traducerile catolice și ortodoxe spun despre ceva nepotrivit sau despre ceva neplăcut. În explicațiile din această Biblie se face apel la ceva indecent, care este pe pagina cealaltă. Era vorba de acea lopată pentru acoperirea excrementului, da, în afara taberei. Ideea este că exista acest drept legal ca o femeie să poată ieși dintr-o relație la alegerea soțului. Femeia nu avea această posibilitate să dea divorț, doar soțul avea acest drept să o trimită pe soția lui de acasă și îi dădea un bilet cu care femeia avea dreptul să se recăsătorească, legitimându-se în felul acesta ca fiind o femeie onorabilă. O femeie care are acest drept de a fi recăsătorită. Pe scurt, despre asta e vorba. Și e de adăugat ceva semnificativ. Niciodată Dumnezeu n-a avut în proiectul său, familia, varianta divorțului. Lucru rușinos. Poate fi îndreptat. Numai că dacă vrei să îndrepti. Sigur că intrând într-o relație și mai ales de dragoste și de unitate, cei doi vin una, sigur că, de exemplu, eu miros, nu mă spăl, soția mă poate conduce la baie, mă poate îndupleca și o să mă spăl de 3 ori pe zi dacă e nevoie, numai să-i plac ei. Ori aici spune foarte clar, Mântuitorul vorbește de data asta în Matei, capitolul 19, la întrebarea ucenicilor, pentru ce dar a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestii o carte de despărțire și să o lase? Și Mântuitorul spune foarte clar în 19:8, Matei, din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise, nu că am poruncit. Dar la început n-a fost așa. Și eu cred că motivele de atunci permiteau unui bărbat să-și lase nevasta în timpul Domnului Hristos dacă i-a ars laptele. Deci vă dați seama până unde s-a ajuns. Nevasta era un accesoriu. Dacă plita nu merge, o schimb. Dacă nevasta de 3 ori îmi pute casa cu miros de lapte ars, o las. Trebuie și mi-aduc una care nu. Deci, bărbatul era suveran, iar lucrurile acestea sunt culturale. Iar Moise, Dumnezeu prin Moise, a coborât la nivelul omului. A luat termenii culturii lui ca de aici să-l scoată și să-l aducă la nivelul dorit de ea. Par foarte superficiale deciziile pentru care un soț își lăsa rușinos, soție. Ce e aia? Da. Rușinos. Cu toate astea, existau implicații și de o parte și de cealaltă. Putem să le punctăm? Care erau implicațiile cărții de despărțire pentru bărbat, pe de o parte, și pentru femeie, pe de cealaltă parte? Ea spunea la un moment dat că se putea recăsători, având un statut demn totuși, nu călcase niciun fel strâmb din punct de vedere moral. Dar pentru el, ce fel de implicații erau? Putea să-și ia o altă nevastă la fel de bine? De ce nu rămânea cu soția respectivă și apoi să mai adauge
alte două, trei, pentru că poligamia în momentul ăla era totuși o practică. Poate că nu dorea asta, poate că era jenă de ea și nu vrea să supună la o suferință inutilă. Sau poate pur și simplu îi displăcea. Păi de ce a luat-o, bă? Da. Asta e întrebarea lui Ghiță. De ce sigur. A luat-o, bă? Asta era un alt aspect la care voiam să ajung. În momentul acela, căsătoriile erau planificate de către părinți? Și cumva implicațiile tinerilor care se căsătoreau erau mai mici și atunci ajungeau la un moment dat la o maturitate. Am vorbit noi despre asta undeva la 20 și un pic spre 30 de ani și îți dătea tânărul respectiv seama că ei doi nu au nimic în comun. Nu, vă rog. Deci, și astăzi în societățile patriarhale, în Asia, în Africa, părinții sunt cei mai interesați, dacă sunt iubitori de copii, să le găsească opțiunea cea mai bună. Și interesant este, am stat în țări, într-o țară asiatică, în țări africane, nu există conceptul de divorț. Pentru că pentru ei căsătoria este ceva sacru. Interesant că noi, în părțile noastre, tinerii și aleg după criterii mai puțin orientate. Sunt de acord că au o alegere. Cred că trebuie să fie. Eu acum discut de statistică și divorțurile sunt la ordinea zilei. Eu cred însă că cunoașterea, dragostea, crește în funcție de timpul de părtășie pe care îl petrecem. Și s-ar putea, cunosc multe cazuri, foarte multe cazuri și bine cunoscute, în care bărbatul nici măcar nu s-a gândit vreodată să se apropie de cutare tânără și stând împreună a descoperit valoarea, comoara din sufletul ei și acum sunt soț, soție, fericiți. Și au copii și nepoți. Eu cred însă că nu alegerea la prima vedere, acea scânteie, ci că chimia, lipiciul, sex appeal-ul, libidoul, nu astea, ci sufletul și părtășia care au loc. Cred că există și o afinitate de gen fizic, dar aceasta este pe ultimul loc, nu pe primul. Te rog. Căsătoria era privită cu multă superficialitate, adică loialitatea unui bărbat pentru o singură femeie nu era privită în termenii noștri moderni și în termenii biblici din Noul Testament. De exemplu, în Deuteronomul 21, dacă cineva mergea la război și vedea acolo o femeie frumoasă, avea opțiunea să o captureze, să o aducă acasă, să-i ofere o perioadă de 30 de zile de doliu în care ea să jelească după părinții ei și apoi o lua să culca cu ea. Dacă după aceea nu mai plăcea, femeia era protejată în sensul că nu putea să fie vândută ca sclavă. Nu se purta cu ea ca și cu o roabă de război. Dar femeia putea să meargă mai departe. Aia era normalitatea acelor vremuri. Astăzi nu mai există. Apropo de ceea ce se întâmplă astăzi în societatea în care trăim noi, am fost curioși să vedem ce spun oamenii de pe stradă la următoarea întrebare. Care credeți că este motivul principal pentru care se despart soții? Așadar, urmează rubrica Vocea Străzii. De ce crezi tu că se despart soții? De înțelegeri, tot așa, nepotrivire de caracter, diverse probleme. Se plictisesc, nu știu, unul de altul, nu mai comunică, probabil. Păi, probabil nepotrivire și de caracter și mai multe diverse neînțelegeri. Nefericirea, în primul rând, neiubirea. Cred că, în primul rând, financiar și, în al doilea rând, cred că se plictisesc unul de altul. Neînțelegerea, nepotrivirea dintre ei. Dar asta nu trebuie să se întâmple niciodată, fiindcă bunul Dumnezeu ce o legat, omul nu are voie să se despartă. Deci sunt un singur trup, femeia și bărbatul. Se despart pentru că lumea se schimbă, viața e altfel, s-au făcut alegeri greșite, poate drumurile s-au schimbat, sunt multe, multe motive. Am revenit în platoul Taine din Scripturi, vă reamintesc, alături de mine, pastorii Lucian Cristescu și Daniel Brânzan. I-ați urmărit pe cei care au avut amabilitatea să răspundă întrebării noastre. Care credeți că este motivul principal pentru care se despart soții? Unii dintre ei au spus lucruri pe care mulți dintre noi le cunoaștem, și anume faptul că lumea se schimbă, la un moment dat ajunge la o anumită maturitate, apoi altcineva a zis nepotrivirea de caracter, este
scuza cea mai des întâlnită. Cum clarifică Scriptura aspectul despărțirii în condițiile actuale? Eu nu cred că ceea ce au spus interlocutorii sau vocea străzii sunt lucruri de nebăgat în seamă. Deci, într-adevăr, există nenumărate repotriviri, ajustări, însă nu există nici un motiv, pentru că unii au vorbit ca și când divorțul este ceva acceptabil datorită faptului că se schimbă vremurile sau mă schimb eu. Dar când un om se leagă de Dumnezeu, sunt niște principii care te leagă. Legea vine de la legare și mă leagă legea, ori atunci când sunt legat și când iubesc aceste repere, atunci nu există niciun motiv de divorț. Există doar motive de schimbare. Încă un lucru important. Nici o soție nu îl poate schimba pe soțul și multe încearcă și dau greș. Nici un soț nu își poate schimba soția și din această confruntare ies scântei și urmează nevoia de a găsi fiecare pacea separat. Fiecare se poate schimba doar pe el de dragul celuilalt. Deci aceasta este soluția. Când eu o iubesc pe ea, eu mă cioplesc singur. Tocmai mă pregăteam să vă întreb, dar mă bucur că ați clarificat dumneavoastră aspectul acesta. Până la urmă, Scriptura nu vorbește nimic despre despărțire? Nu amintește nimic în condițiile actuale? Cum că doi soți nu ar trebui, din diferite motive nu pot să se despartă? Uite, citesc din Maleahi, capitolul 2. Am pregătit și textul din Biblia ortodoxă. Spune, eu, adică Dumnezeu, urăsc alungarea femeii. Biblia catolică, în limba română, spune, eu, Dumnezeu, îl urăsc pe cel care trimite femeia de acasă. Iar Biblia aceasta din care citim noi spune, eu, adică Dumnezeu, urăsc despărțirea în căsătorie. Dumnezeu urăște divorțul. Dumnezeu urăște și persoana care divorțează după termenii scriși aici. Atunci când partenerul te înșală, ai posibilitatea să te desparți de el sau nu? Îngăduie Scriptura lucrul acesta? Sau ai ceva pe lângă, zi tu. Răspunsul este nu, cu următoarea precizare. Biblia, prin Domnul Iisus, aduce un standard mult mai exigent decât în Vechiul Testament, un standard mult mai mare. Și Domnul Iisus spune că este acceptabil pentru o femeie, pentru doi să se despartă dacă unul dintre ei a comis adulter. Dar adulterul acesta nu trebuie să fie înțeles ca un accident unic. În cazul în care există un accident de tipul acesta, noi, în calitate de consilieri, în spiritul Bibliei, recomandăm ca peste acest accident, întâmplat odată, de două ori, de puține ori, să poți să treci, pentru că Dumnezeu, în planul inițial, include un bărbat pentru o femeie pentru toată viața. Termenul folosit acolo pentru pricină de despărțire este această preacurvie, adică un comportament care nu mai poate fi tolerat de celălalt și care deja îi face rău. Adică un singur păcat nu este ca și când ești căsătorit cu cineva, de-abia aștept să calce pe bec, pentru că cum ai prins-o pe ea sau ea te-a prins pe tine, gata, ai ocazie să te desparți, pentru că Biblia îți permite asta. Standardul Domnului Iisus este mult mai mare decât asta. Subscriu la ce ai spus tu, nu știu în ce măsură cel care ne ascultă sau ne privește se simte confortabil cu ideea că dacă el merge din muiere în muiere sau ea din bărbat în bărbat de 3-4 ori, este acceptabil. De ce spun asta? Accident e una. Deci a fost o situație în care și-a pierdut el sau ea mintea, îi pare rău, se întoarce. Dacă acest lucru se repetă, dovedește o fisură, o fractură de fond, o neloialitate viscerală, profundă. Și acolo îi înțeleg pe cei care spun, măi frate, eu n-am nicio siguranță în nevastă sau în bărbatul meu. Dar și au dreptul să se despartă, chiar au de dreptul. La prima abatere. Dar tu m-ai întrebat despre ideal, nu? Ce vreau? I-am spus că subscriu,
În sensul că dacă eu o iubesc pe ea sau dacă ea mă iubește pe mine, ea va vedea că sunt un păcătos căzut în păcat și ca samaritanul milos mă ridică, mă pune din nou pe picioare. Și cunosc multe familii în care el sau ea au făcut acest lucru și sunt fericiți și mai aproape decât înainte. Prin urmare, cineva ar putea să aibă, unul dintre soți ar putea să aibă dreptul, posibilitatea de a se despărți dacă celălalt îl înșeală. Corect? Dreptul e una, recomandarea e alta. Haideți să o clarificăm. Deci, recomandabil este să nu se despartă. Pentru că sunt atâtea fire, e un trecut, bun, sunt copii, au nevoie să menținem unitatea, coeziunea, recomandarea. Okay. Dreptul e. Bun, perfect. Vă dau următoarea speță. Soțul, de altfel un creștin respectabil, atunci când își iese din fire, este un tip foarte violent, verbal, dar și fizic uneori. Soția l-a cunoscut, au fost împreună o perioadă lungă de timp, poate au undeva la aproape 20 de ani de căsătorie împreună, dar de multe ori, în anumite ipostaze, atunci când este foarte nervos, soțul merge și își descarcă toți nervii în ceea ce o privește pe dumnea ei. Adică o bate. O bate, o admonestează, îi vorbește destul de urât, îi reproșează foarte multe lucruri. Ce să facă această soție? Rămâne acolo mai departe în căsătoria aceasta? Chiar consiliez câteva cazuri în care el e agresiv. Și întotdeauna atunci când nervii se descarcă cu tunete, cu fulgere peste nevastă, a avut și ea un rol. Ea era acolo cu limba, ea era acolo cu... Omul este nervos, roagă-te pentru el, adu-i apă, fă ceva ca să stingi această situație. Dar dacă tu ești acolo să zădărești, să zgândărești, să spui, n-ai dreptate, iar ai venit așa, păi atunci tu creezi scânteia pentru care benzina e de vină, benzina va arde. Sigur, dacă arunci scânteia pe beton, nu arde. Deci ele devine, dar tu ești scânteia. Și cred că ar trebui ea să fie înțeleaptă. Iar dacă nu este din vina ei, ci este din neiubirea lui, care a pierdut bani, euro, într-un bișniț și vine să o bată, eu cred că femeia, conform manualului Bisericii Adventiste, are dreptul pe baza violenței să se separe. Nu-i vorba de un divorț ca să te recăsătorești, ci doar separare în fapt. Care se consfințește poate prin divorț. Pentru siguranța ei. Dar nu și a copiilor. Da. Dar nu cred într-un răspuns dat pe un post care să se potrivească unor persoane necunoscute. Și atunci răspunsul meu ar fi ca acea femeie să știe clar dacă își dorește să rămână în relația respectivă sau dacă își dorește să iasă. Bine, noi nu dăm răspunsuri exhaustive. Bineînțeles că fiecare caz în parte trebuie cercetat, trebuie analizat și abia apoi să se ia o decizie. Vorbim despre... Dacă ei au stat 20 de ani, cum spuneai tu acolo, înseamnă că deja este o legătură care, mă rog, în anumite privințe este tolerabilă, dar nu este ok să fie așa, n-ar trebui să fie așa. Poți să faci ceva pentru asta? Hai să vedem ce putem să facem. Nu am zis... Tu ai voie să te desparți pentru că ești agresată. Există și o agresivitate verbală sau emoțională. Uneori e mai dureroasă decât cea fizică. Eu am introdus și elementele acestea în speța respectivă. Eu cred că noi suntem tentați acum să vorbim doar psihologic. Psihologia, nervii, temperamente, etc. Eu cred că trebuie să gândim totdeauna lucrurile și spiritual. Oriunde este o asemenea rupere de nori, e și diavolul. Și eu cred că avem o cale extraordinară să lucrăm, ghilimele, să lucrăm prin credință, ca brațul lui Dumnezeu să se pună în mișcare. Și cunosc cazul în care rugăciunea l-a potolit relativ subit pe soț, care, ceea ce nu se întâmpla înainte. Ce vreau să spun este că soluția asta, divorțăm sau ne separăm cu domiciliu, este o soluție aparent excelentă, dar este doar în aparență. Corect. Pentru că ea, un divorț presupune, dacă vrei să te recăsătorești, o altă relație și a doua relație nu ajunge la nivelul primei și de fapt intri în altele și în altele și atunci trebuie să evaluezi foarte clar dacă merită
o variantă sau dacă cealaltă are plusuri. Unde mai adică... pui, scuze-mă, unde mai pui că atunci când te divorțezi, nu ești ca și când n-ai fost niciodată. Se rupă o grămadă de fire, sunt sângerări. Este o traumă pe care omul resimte. Una din cele mai mari, vă rog, rețineți, divorțul este cel mai mare factor stresor psihologic. Este o scală și cunosc din documente că despărțirea de soție este cea mai mare traumă psihică. Să se roage și ce îi spune Dumnezeu să facă. În ultima perioadă sunt multe cupluri care s-au recăsătorit. Personal cunosc tineri, familii tinere care au ales să facă pasul acesta după un divorț și se pare că cel puțin pentru o perioadă lucrurile merg mult mai bine pentru că au ajuns la oarecare maturitate și cea de-a doua alegere ar fi mai bună decât prima. Există, conform Scripturii, posibilitatea aceasta sau familiile recăsătorite ar trebui să-și reevalueze și relația lor cu Dumnezeu și le-ar fi mai greu să reintre într-o acceptare din partea cerului pentru ei? Cum vedeți aspectul ăsta? Adică pot fi oameni recăsătoriți care să aibă o relație foarte bună cu Dumnezeu și Dumnezeu să le recunoască noua familie ca fiind una adecvată? Păi ar trebui să vedem cazul concret. În cazul în care a fost vorba de un adulter și am avut legal dreptul și nici n-a mai fost posibilitatea renodării. Cunosc situații în care nu se mai poate. Pur și simplu s-au produs rupturi fundamentale și nu se mai renoadă. Am toată libertatea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru o alegere mai bună și o alegere trainică. Este însă și celălalt caz. Eu am fost vinovatul. Eu mi-am lăsat, am mers după o vampă și am lăsat soția. La un moment dat îmi dau seama că am greșit. Și apare convertirea. Relația nu se mai poate reface. S-a prăbușit. Eu pot intra într-o nouă relație ca și convertit sau pocăit. Și Dumnezeu dă the second best, este în engleză. A doua, cea mai bună binecuvântare. Nu e ca și prima, e a doua. Dar Dumnezeu iubește pe păcătos și vrea reabilitarea lui chiar și în căsătorie bună. Mulțumesc mult pentru că ați introdus în discuția noastră și aspectul ăsta, pentru că sunt convins că sunt persoane care ne urmăresc și care au trecut prin momente de genul acesta. Nu sunt deloc simple evenimente care efectiv te marchează înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu ne acceptă și în situații de genul acesta. Nu doar că îi acceptă, dar îi prețuiește foarte mult, pentru că Dumnezeu are o atractivitate, dacă pot să zic așa, pentru persoanele care sunt singure, care au duhul zdrobit, care suferă. Dumnezeu este în mod predilect cu ei. Ați amintit despre rugăciune și despre importanța rugăciunii. Știți că în cadrul emisiunii noastre avem o rubrică dedicată ce se numește Rugă pentru tine. Așadar, urmează momentul acesta. Am primit un mesaj pe WhatsApp la 0751400300 de la doamna Aura Aurora. Cu lacrimi în ochi vă chem să vă rugați pentru familia mea ca să revină cât mai curând la Domnul. Vă mulțumesc din tot sufletul meu care strigă neîncetat pentru toți cei dragi ai mei. Dan, mijlocește rog pentru familia doamnei Aura. Te rugăm, Tată al Cerului și al Pământului, în mod special pentru familia Aurei, Aurora. Ajută-o, Doamne, ca să-și aibă această dorință împlinită, pentru că este după voia Ta ca familia ei să fie alături de Tine. Descoperă-te lor în moduri știute de Tine și dă-i această bucurie. Prin Domnul Iisus îți mulțumim. Amin. Amin. Vă reamintesc, scrieți-ne motivele de rugăciune la 0751400300. În Geneza, capitolul 1, 27 și 28, versetele acestea le citez acum. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Ce reprezintă pentru o familie a avea copii? Reprezintă mediul perfect pentru dezvoltare. Reprezintă intenția lui Dumnezeu. În societatea modernă nu cred că punem un accent suficient asupra acestei laturi. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul.
alergăm după premii, alergăm după carieră, alergăm să lăsăm moșteniri, dar Biblia spune fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umble tolba cu ei. Foarte frumos ceea ce spui. Există astăzi în societate un trend, și anume acela al faptului că până la urmă un copil îmi distruge cumva direcția pe care am început să merg. Și căsătoria, știți bine că a început să vârsta de căsătorie a început să crească, cu atât mai mult apariția unui copil. Astăzi, din ce în ce mai multe familii luptă pentru ideea ca avortul să fie acceptat. Și în țara noastră este acceptat. Ce spune Scriptura despre avort? Porunca este simplă, să nu ucizi. Nu tu ești cel care dai viață, tu ești doar un medium, un mijloc pentru concepție și pentru reproducere. Există o declarație oficială a Bisericii Adventiste de ziua șaptea în care spune negru pe alb că nu susține avortul? Categoric există. N-am venit cu ea, dar din ce mi-amintesc, poate tu ești, vei fi punctual dacă e nevoie, noi considerăm viața darului Dumnezeu și nimeni n-are dreptul să o ia. Iar ființa umană începe din prima clipă când cei doi agenți, masculin, feminin, s-au unit și acolo a început viața. Acolo este viitorul om. Iar omul n-are drept să intervină prin luarea ceea ce n-a dat el. Există însă și o prevedere cazuală sau ca excepție. Atunci când viața mamei este în pericol din cauza fătului, atunci când sunt situații de excepție, biserica nu spune fă avort, ci lasă libertatea mamei, pentru că nimeni nu e situația ei sau a familiei, să hotărască după conștiința lor și vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Te rog, doresc să completezi? Nu e nevoie. Mulțumesc. Mergem spre 1 Timotei 2:15. Ai făcut referire la faptul că este o binecuvântare, sunt o binecuvântare copiii. Merg spre 1 Timotei 2:15. Ea, adică femeia, va fi mântuită prin nașterea de copii. Să înțelegem că vor fi mântuite doar mamele? Într-o versiune spune nașterea de fii și atunci se presupune că dacă naști doar fete, nu ești mântuită. Deci mântuirea nu se face prin nicio faptă, ci doar prin relația personală cu Hristos. Iar o relație personală cu Hristos transformă femeia într-un ucenic al lui Hristos care modelează copiii. Aici nu nașterea fizică, anatomică, e cea care recomandă o femeie pentru a fi aptă pentru părăția celor, ci ceea ce încarcă, ceea ce descarcă în sufletul copilului dragoste, principii, ascultare de Dumnezeu. Prin aceasta dovedește că ea este mântuită. Dacă un cuplu nu poate avea copii pe cale naturală, este în regulă să apeleze la metodele medicale, moderne, pentru ca soția să rămână însărcinată? Este o declarație oficială a bisericii, de fapt și o declarație și considerații cu privire la controlul nașterii și cu privire la reproducerea umană asistată medical, se pot găsi pe adventist.ro și ambele. Și nu știu, nu vreau să citesc. Ar trebui discutat cu medicii, cu profesioniștii în domeniul medical care dezvăluie natura procedurilor, riscurilor emoționale, fizice, costurile, succesele dovedite și limitele. Dar creștinii pot apela la reproducerea asistată medical doar în limitele fidelității și stabilității căsniciei, adică apelarea la terți, precum donatori de spermă, donatori de ovule și mame surogat, introduce o serie de probleme de natură medicală și morală care trebuie evitate. Pentru că nu se respectă acel principiu de fidelitate, doi care sunt una. Pe site-ul adventist.ro se poate găsi această declarație detaliată. Nu este timpul necesar pentru a mai spune mai mult decât atât. Suntem oricum pe final de emisiune. Reprezintă versetul amintit din 1 Timotei 2:15 un argument pentru a nu se folosi metode contraceptive, domnule Cristescu? Nu cred. Noi cred
cred că noi avem maturitatea să alegem numărul de copii pe care putem întreține, să decidem prin stăpânirea firii noastre și prin judecarea de la cauză la efect, planificarea familiei, nu prin contraceptive vinovate, nu prin avort, ci prin relație cu Dumnezeu și unul cu altul. Trebuie să clarificăm un aspect. Știu că vrei să zici ceva. Ați folosit o expresie contraceptive vinovate? Da. Vă rog să clarificăm. Chiar dacă suntem pe final de emisiune, dar trebuie să clarificăm asta. Am fost ca pastor solicitat să mă informez. Există contraceptive care, după momentul de nidare, când ovulul se fecundat, deci ovulul fecundat s-a prins, acestea întrerup viața. Este ca și un mini-avort. Există însă contraceptive care împiedică întâlnirea celor doi agenți, care nu comportă întreruperea vieții. Și acestea sunt de tip barieră, cel mai cunoscut prezervativul, sunt spermicide, este și sterilizarea, în fine. Da. Vreau să spun că stai puțin, că vreau să clarificăm asta. Când vorbim despre metoda prezervativului, este în regulă să fie folosită? Da, este în regulă, verificați în declarația oficială a Bisericii pentru poziția oficială a Bisericii Adventiste pe acest subiect. Mulțumesc, că există și acolo mai multe detalii. Te rog. Cu siguranță și există și detaliat ceea ce a spus domnul profesor mai devreme. Vreau să spun că adesea textul din 1 Timotei 2 este citat greșit, pentru că se spune că acea femeie va fi mântuită prin nașterea de fii. Atenție, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie, adică nu e de ajuns să faci copii. Lumea a citit doar jumătate din verset. Nu e suficient asta. Există acolo, dacă stăruiesc cu smerenie. Și ce se întâmplă dacă cât timp a fost mama cu ei au stăruit și dacă s-au făcut mari, au uitat în lumea interlopă, n-au mai stăruit. Mama va fi pierdută? Păi aici e marele secret, că învățându-i pe alții, te înveți cel mai mult pe tine. Și mama care învață pe copii să facă ce este bine, de fapt învață ea însăși mântuirea ei și își crește șansele la mântuire. Bun, sunt niște dileme pe care o să clarificăm într-o ediție următoare, 0751400300, pe final de emisiune, înainte de rubrica Răspunsuri Fulger, ultimul verset, Efeseni 6:4, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului, provocare pentru amândoi, două activități concrete care să definească sfatul acesta, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Punct. Nu în mustrarea și învățătura ta, ci în mustarea Domnului, iar modul în care îl apropii pe copil către Dumnezeu ca să înțeleagă prin conștiință că a făcut rău, adică mustarea Domnului, este doar iubirea și fermitate. Iubirea, noi fermitate. Trebuie să fim fermi, noi reprezentăm pe Dumnezeu, suntem delegați și avem autoritatea Lui cât timp copilul este mic. Dan, pe lângă iubire și fermitate? Mustrare înseamnă disciplină, învățătură înseamnă disciplină? Educație. Educație fără disciplină nu se poate. Amin. Mulțumesc frumos! Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Sunt pregătit cu întrebările. Avem 4 întrebări în ocazia de față. Ce atitudine are Biserica Adventistă față de soții care au ales să divorțeze? Le poate retrage calitatea de membru al Bisericii Adventiste de ziua 7-a dacă au divorțat pentru motive care nu sunt stabile din punct de vedere biblic. Mai poate obține iertarea lui Dumnezeu o femeie care a avortat? Categoric da, pentru că nu este un păcat împotriva Duhului Sfânt, prin pocăință și credință. Care sunt metodele contraceptive recomandate de Biserica Adventistă de ziua 7-a? Păi, am spus mai devreme, cele care nu întrerup viața deja formată. Dăm 2-3 exemple. Sunt 3 categorii în declarația oficială a Bisericii pe adventist.ro, metode de tip barieră, spermicide și sterilizare. Și ultima întrebare din această rubrică, spuneți-mi, vă rog, fiecare câte un secret al familiei împlinite. Părtășia, noi n-am avut televizor și asta a fost cadrul cel mai bun ca să fim televizor unul altuia, timp petrecut împreună. Tot asta aș spune, timp. Cu cât timpul trece, cu atât o căsnicie poate deveni mai stabilă și răbdare. Mergem spre rubrica Exercițiul de sinceritate. Da.
Dan, am să te rog pe tine să alegi de data aceasta unul dintre cele trei cufere. Să fie la jumate, să fie 2. Cuforul cu numărul 2 ascunde întrebarea. În relația cu proprii copii, atunci când educația lor depinde de tine, ai apelat la nuia? Nu mi-am bătut copii, nu a fost nevoie. Mulțumesc, domnule Cristescu. 1 sau 3? Eu am apelat într-un anumit cadru în care n-a rămas traumă, și asta doar în perioada absolut de început, când nu era violență, când erau niște atingeri pe pielicică, pe care le-a tradus foarte corect și care ne-a apropiat după aceea plângând în brațele mele. 1 sau 3? 3. Mă rog. Numărul 3, acest cufăr ascunde întrebarea: care a fost cel mai delicat moment al vieții tale de familie? Nu știu, atât de fericit sunt că n-am avut momente delicate. Nu, n-am un răspuns. Dumnezeu să vă binecuvânteze, soția. Amin. Și familia mărită care există acum, știu că sunteți bunic în momentul de față. De 5 ori. Slava fie lui Dumnezeu, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost aproape în această ediție. Mulțumesc și colegilor din tehnic, dar mai mult decât orice îi mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300 întrebările, motivele pentru care ați dori să ne rugăm, intenția de a studia împreună Scriptura. Voi rezuma emisiunea din această ocazie prin a reda cuvintele Apostolului Pavel din Romani 12:10, care se potrivesc atât de bine și familiilor, folosind traducerea Bibliei în versiunea actualizată din 2018. Iubiți-vă unii pe alții și fiecare să-l aprecieze pe celălalt, considerându-l superior lui. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi, vă reamintesc faptul că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.